talent 3 grame, ce mi-am zis de mai mulți ani? Hai să fac și epigrame, că tot n-am destui dușmani. Ce este epigrama? După sens și parametri, epigrama e un meci cu 11 metri în minutul 90. Școala vieții. Există o școală în care înveți doar dând cu capul de pereți și când ai dat de toți pereții, ești absolvent. Ai școala vieții. Unui năuc. Se închină Domnului orbește să-i pună doaga ce-i lipsește, dar în zadar stă să se roage, lui lipsesc mai multe doage. Mie însumi, uneori, mult îmi place și mi-e dragă viața cu paharul în doi. Dacă nu mi-ajunge o doagă, o împrumut de la butoi. Unui pictor începător desena și o vacă, dar atât de rău că începu să ragă la talentul tău. Unor politicieni moldoveni, în politică îi dau zor mulți care nu știu nimica și rămâne urma lor ce ascuns în lut pisica. Uneia, din frumoasă și bogată, după ce a început să bee, tot umblând femeia beată, a ajuns biată femeie. Unei educatoare de la grădiniță, dânsa a învățat cu trudă arta celor ce educă, dacă pruncii se udă, ea îi bate de usucă. Unui suporter răzbunător, când pierdea echipa lui, tăia de ciudă câte un pui. Azi cu sportul a încheiat-o și pe cloșca a tăiat-o. Fericire! Cu eleva, dar nu dau numele că le-as mai multe, cu eleva mea timidă, e așa liniște în clasă, i-a căzut o cărămidă când era cu limba scoasă. Unui pletos, sunt mai mulți aici, socotesc fiecăruia să adresează. Nu chiar fiecare, cu excepție. Mă uluiește într-adevăr cu bogăția ta de păr, dar nu pot faptul să-mi explic. Cum crește părul pe nimic? Unei frumoase. Ce bine joacă ea din șolduri, ce mers frumos, din ochi n-o scap, dar uite că a scos o vorbă și îmi puse-i mâinile în cap. Unui medic. S-a dus omul din Dumbrave la un medic bun acasă, cu o femeie rău bolnavă și o găină sănătoasă. Acum pentru cei mai mărișori, pentru licee. Lolita, deși e fecioară, cu ochi arzători, cu sâni copți, visează în fiecare seară 1001 de nopți. Șeherezade mele, iubita mea cu sânii copți, cu părul de mătase, din cele 1001 nopți, cât ai dormit acasă? Asta. Unei purtătoare de fustă minim. Cum nu prea sunt un pudibond, mă uit la scurta ei fustiță, precum un câine vagabond la o bucată de costiță. Acum ceva mai e pentru cei mici. De fapt, aici sunt pentru mari. Scrisoare de dragoste în clasa 8-a, taman clasa mea. Să vii de seară la cișmea, să-ți spun în șoaptă poezia, păi numai pentru așa ceva s-o chemi pe Vica dintr-a întâia. Clasa 7-a, cred că o știți tot, la recreație. A dat frică în directoare, nu o fi cu tremur oare? Explicație absurdă, clasa 7-a doar zburdă. Amintirile unui combatant. Nu învingeam oastea potrivnică și nu cădeau dușmanii lați, de nu-i loveam cu arma chimică colțunii noștri nespălați. Bine, închei cu o epigramă și cu o poezie. Epigrama sună așa. Moldova azi e în dilemă, mai mulți istorici fac bucluc și cer să fie pus în stemă tărtăcuța lui Costiuc. O să închei, desi eu spun că eu sunt câine rău și zic că câine rău este bun. Știți de ce? Este un paradox. Dragul Gâdeaer, la noi în o gradă, în loc de duleu, stau eu priponit lângă cușcă. La ce să mai ținem în lanț câine rău, când eu sunt acela ce mușcă?
Mulțim de prieteni ce nu v-am avut, de o palmă mi-e dor omenește, drumetule, stai, pentru tot ce-am făcut, hai arde-mi o palmă, lovește! Hai arde-mi o palmă că vrem de apoi, dar nu mai ascultă-mi o rugă, te rog să mă lași să-ți o întorc înapoi. Stai, dragă, de ce o iei la fugă? S-a dus prăpăditul și iar am rămas să stau priponit lângă cușcă, precum un anume dulău de pripas. Sunt unicul om care mușcă.